Gala CJ Are Talent, organizată de Consiliul Județean al Elevilor Sălaj, ajunsă în acest an la cea de-a treia ediție, s-a desfășurat marți seara. 90 de liceeni din 10 unități de învățământ sălăjene și-au arătat talentele pe scena Casei de Cultura Sindicatelor din Zalău, în cadrul galei CJ Are Talent. Parfum, culoare, sunet, se îngână și-mi răspund, aplauze parfumate în sală se aud vibrând. Un talent se înalță în sala arhiplină, plin de farmec, mereu fiind în lumină. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la gala CJ Are Talent! Deci, participanți la un eveniment de talie națională, așa că sunteți privilegiați! Elevii care au urcat pe scenă sunt de la mai multe licee și anume Colegiul Național Silvania Zalău, Colegiul Național Simeon Bărnuțiu și Mleu Silvaniei, Colegiul Tehnic Alessandru Papiu Ilarian Zalău, Liceul cu program sportiv Avramiancu Zalău, Liceul de Arte Ioan Sima Zalău, Liceul Ortodox Sfântul Nicolae Zalău, Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai Zalău, Liceul Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești, Cehul Silvaniei, Liceul Tehnologic Liviu Rebrianu Hida și Liceul Tehnologic Voievodul Gelu Zalău. Aceștia au susținut momente de dans popular, sportiv și modern, scurte piese de teatru, pantomimă, interpretare vocală și instrumentală, jonglerii precum și beatbox. Din juriu au făcut parte Ildiana Jurcă, reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, Florica Pop, reprezentant al Bibliotecii Județene Ioniță Scipione Bădescu, Ioana Turoții, reprezentant al Palatului Copiilor, precum și Sergiu Chirilă, unul dintre semifinaliștii ediției din acest an a concursului România au Talent. Din jurizare, la finalul concursului au fost desemnați câștigătorii. Miss Popularitate a fost câștigat de ansamblul Mureșanca, locul 2 de Fetele cu Chitara, așa cum singure s-au intitulat, iar locul 3 a fost câștigat de Sebastian Jurcă. Cei mai talentați elevi din acest an au fost desemnați câștigătorii primului loc, respectiv trupa de la Liceul Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești din Cehul Silvaniei, care au pus în scenă un moment de dans. Să începem cu premiul de popularitate. Cel sau cea sau cei care au rezonat cel mai bine cu sala au fost, din punctul de vedere al juriului, ansamblul Muierească. Locul 3 la CJ Are Talent, a treia ediție, 2016, l-a câștigat Sebastian Jurcă. Ne apropiem. Și locul 2 este reprezentat de Fetele cu Chitara. Unde sunt Fetele cu Chitara? Și acum momentul mult așteptat, probabil cei mai căutați de presă după această gală. Putem să auzim un pic de... Asta o să fie mai interesant, că îl înmânez eu cu mai multe lucruri. Locul 1 este de la Liceul Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești, trupa de dans Berechenia. Sper că am citit corect.